ouă cu sclipici vopsite în vin. Vin alb sau vin roșu. Se curăță bine ouăle cu oțet. Se acoperă ouăle cu vin și se adaugă o linguriță de oțet pentru fiecare jumătate de litru de vin. Vinul trebuie să conțină sulfiți. Se lasă deoparte până ajung la temperatura camerei. După ce au ajuns la temperatura camerei, ouăle se fierb la foc mic timp de 10 minute după ce au dat în clocot. Se iau de pe foc, se acoperă și după ce s-au răcit, se bagă la frigider pentru cel puțin 24 de ore. Se scot pe un prosop de hârtie și se lasă să se usuce. Vă mulțumesc și vă aștept data viitoare. Gătesc cu drag!